Hello, fetele cochetele! Astăzi m-am reîntors pe micuțul vostru ecran pentru a vă povesti despre anumite produse care mie mi-au plăcut în special luna aceasta sau în ultima perioadă. Îl voi numi favoritele lunii ianuarie, dar s-ar putea unele chestii să fie favorite de mai de mult. Dacă ați vizionat videoclipul meu în care v-am povestit de ce am luat o scurtă pauză de pe YouTube și ce vreau să fac de acum încolo, știți deja că vreau să mă îndepărtez un pic așa de sfera de beauty, de fapt mai mult să nu mai susțin atât de mult acest sistem de consum excesiv în care cumpărăm, mai ales lucruri inutile. Dacă vă întrebați ce este cu părul meu, cum de este atât de lung și bogat, nu mi-a crescut părul peste noapte, deși mi-aș fi dorit, părul meu crește destul de greu, dar de data aceasta am în păr niște extensii de păr pe care le-am primit de la Irresistible Me și ele sunt așa un mic favorit luna aceasta, dar nu am avut foarte mult timp să mă bucur de ele până acum, dar un favorit foarte mare luna aceasta sunt aceste căști prin Bluetooth. Și nu vreau să vă îndemn neapărat să vi le luați pe acestea, deși vă voi pune un link în descriere către exact acest model dacă sunteți interesate, dar vreau să vă spun despre căștile cu Bluetooth cât sunt de folositoare. Și eu și Horia, după ce le-am cumpărat pe acestea, ne-am întrebat de ce nu ne-am luat mai de mult niște căști cu Bluetooth. Nu înțelegem de ce au fost atât de departe de noi, pentru că sunt atât de extrem de folositoare. Mie îmi place foarte mult să le port când fac de mâncare, când fac curățenie, când spăl vasele, când merg la sport, pentru că nu mă mai incomodează firul. De fapt, în toate aceste situații le port tocmai pentru că nu mă mai încurcă firul acela care trebuie să intre în telefon. Telefonul pot să-l las și la câțiva metri bun distanță, adică nu știu exact ce rază are, o să-l las aici pe ecran dacă reușesc să găsesc undeva pe internet, dar câțiva metri buni funcționează la depărtare de telefon. Și de aceea vreau să vă spun și vouă că dacă vă place să ascultați muzică sau cărți sau TED Talks sau ce vreți voi în timp ce faceți și altceva, atunci s-ar putea să vă fie de folos niște căști de acest gen. Acestea sunt foarte simplu de folosit, le punem pur și simplu așa pe gât și băgăm căștile acestea micuțe în urechi, iar aici pe lateral are câteva butoane pentru volum, plus, minus și pentru pauză și dacă ți-a apăsat se opresc căștile pentru că, bineînțeles, vin cu baterie și se pot încărca printr-un cablu USB. Se conectează la telefon sau chiar și la calculator dacă aveți Bluetooth pe calculator. Mie cel mai mult îmi place să ascult cărți pe Audible și așa reușesc să ascult mult mai mult. Ba chiar și la sală îmi place să ascult cărți pentru că nu-mi trebuie neapărat creierul la ceva foarte intens la sală. Merg pe bandă și ascult cărți sau fac exerciții de fitness și pot să-mi ascult cărțile pentru că nu mă incomodează deloc în gândire, să zic așa. Și dacă tot vorbim de cărți, aș vrea să vă recomand 3 cărți, sper să nu fie prea mult. Una dintre ele este aceasta, este un audiobook pe Audible pentru că mie așa îmi place să le ascult. Se numește Don't Sweat the Small Stuff and It's All Small Stuff, scrisă de Richard Carlson. Ce înseamnă asta? Să nu punem atât de mult accent pe lucrurile mici și insemnificante și până la urmă majoritatea sunt lucruri mici și insemnificante. Și în această carte dă niște strategii, niște idei foarte punctuale, din niște capitole destul de scurte, de câteva minute în audiobook, câteva pagini probabil într-o carte fizică și ne ajută foarte rapid și practic să nu ne concentrăm pe lucrurile mici, ci să lăsăm energia pentru adevăratele lucruri care chiar contează. Următoarea carte, care nu este neapărat o carte, ci o serie de înregistrări de terapie de cuplu, dacă vreți, se numește Where Should We Begin? With Esther Perel. Așa arată pe Audible, dar vă voi pune o poză aici pe ecran. Esther Perel este o psihologă, am impresia, care se axează pe terapie de cuplu și cu precădere pe infidelitate și probleme de sexualitate în cuplu, tot felul de probleme în acestea adulte în viața de cuplu. Iar în această carte, Where Should We Begin, adică de unde să pornim, ea are niște sesiuni cu tot felul de cupluri care au
probleme pe tot felul de teme, de la infidelitate, de la lipsă de afecțiune, lipsă de timp, lipsă de sexualitate în unul dintre parteneri, adicții sexuale a unui partener. Și în aceste terapii încearcă să meargă foarte adânc la rădăcina problemei, să ajungă în probleme din copilăria celor doi din cuplu și să trateze acolo, să-i facă să conștientizeze anumite idei și probleme pe care ei le-au adus din trecut, din copilărie în prezent și atunci să reușească să își rezolve cu adevărat problemele. Și mie mi-a ajutat foarte mult, în primul rând, să-mi dau seama că micile argumente sau probleme pe care poate le avem noi în cuplu sunt pistol cu apă, o nimica toată față de ce poate fi și pe lângă asta să stau să mă gândesc și eu, ok, cu ce bagaj am venit eu din copilărie și ce ar putea să influențeze dinamica noastră de cuplu. O recomand și mai ales pe Audible, este gratuită la acest moment. Nu mai știu exact de unde am aflat de ea, dar eu știam de Esther Perel de mult pentru că am văzut multe TED Talks de ale ei care sunt super, super interesante. Așa că vă recomand și pe aceasta, iar ultima carte este cartea Andreei Esca, Ce am făcut când am tăcut. De fapt, în această carte a pus toate articolele sau majoritatea articolelor pe care ea le-a scris pentru revista The One, pentru care ea era editor în trecut, nu cred că mai este pentru că acum are revista ei. Dar mi-a plăcut foarte mult și m-a făcut să o iubesc foarte mult pe ea ca persoană, pentru cum este ea, felul ei de a fi, o persoană așa de energică și comunicativă și, nu știu, inspirațională, pur și simplu îmi place foarte mult de ea, așa ca femeie, ca caracter, ca rol în societatea noastră contemporană românească și în unele din articole chiar dă și niște sfaturi pertinente și foarte frumoase. Vă recomand și pe aceasta pentru o lectură așa ușoară de weekend. Dintre ale mâncării vreau să vă recomand două lucrușoare dulci care, din păcate, am impresia că se găsesc doar în Anglia în acest moment. Vreau să vă spun că unul dintre planurile mele, cel puțin la începutul anului sau poate chiar pe termen foarte lung, este să mănânc cât mai puțin spre deloc zahăr rafinat și pot să spun cu mândrie că de la începutul anului, din 2 ianuarie mai exact, n-am mai mâncat absolut deloc, de fapt nu chiar absolut deloc, zahăr rafinat. Cred că am mâncat un pic de sushi și abia după aia mi-am dat seama că avea zahăr și cred că am băut o gură de ceva suc de mere când am fost odată la cină și mi s-a părut atât de dulce încât nu am putut să-l beau pe tot. Dar revenind, m-am hotărât să nu mai mănânc deloc zahăr rafinat, adică zahărul acela alb sau zahăr brun, pentru că mi-am dat seama că este mai ușor să nu mănânc deloc, să zic stop deloc, decât să zic las că mănânc doar un pic, mănânc doar o prăjiturică sau mănânc doar o cupă de înghețată, pentru că dacă am un tub de înghețată în fața mea, îl termin pe tot. Dacă am o ciocolată în fața mea, o termin pe toată. Așa că este mai ușor să zic deloc decât doar un pic. Am mai făcut acest experiment anul trecut prin noiembrie-decembrie până am plecat în vacanță în Tenerife și chiar vreo 3 săptămâni a funcționat și n-am mâncat deloc zahăr. Apoi am mers în vacanță și am zis, bine, hai să mănânc un pic și bineînțeles că mi-am dat drumul ca văcuța pe câmp. Dar acum am zis din nou că nu mai mănânc zahăr rafinat și atunci caut tot felul de alternative de deserturi fără zahăr rafinat, ori să le fac în casă, ori dacă nu am timp să-mi fac în casă, să cumpăr din comerț. Și nu este foarte ușor să găsești așa ceva, dar am găsit aceste mini deserturi de la firma Freaks of Nature, care vin așa niște păhărele super drăguțe. Și sunt făcute din multe, multe nuci, alune, caju, migdale și îndulcite cu miere sau cu piure de fructe sau cu curmale. De exemplu, acest model are pur și simplu un strat de caju mărunțit, așa făcut cremă, cu apă și cu vanilie, cred, și un pic de piure de mango aici jos. Și ca îndulcitor are ceva nectar de cocos, conține și ulei de cocos și lapte de cocos, un pic de amidon de porumb, zahăr de cocos și pudră de vanilie. Deci are puține ingrediente și ingrediente curate. Așa, aici în capăt are și o cutiuță cu niște fistic mărunțit. Este delicios, mai au încă 3 modele. Unul cu niște straturi de ciocolată, unul care este inspirat din cheesecake de caramel și unul inspirat din cheesecake de căpșuni, am impresia. Toate sunt super, super bune. Aici în Anglia se găsesc la Tesco, la Waitrose și pe Ocado.
cred că numai atâta, nu știu, oricum căutați-le, se numesc Freaks of Nature și îi puteți găsi chiar și pe Instagram. Și de la aceste deserturi m-am inspirat foarte mult și încerc să le recreez acasă sau să fac tot felul de alte idei acasă și chiar dacă nu am postat deja o rețetă, de fapt două rețete, urmează să postez, nu știu exact cum îmi planific aceste videouri. Dacă am postat-o deja, vă las linkul în bara cu descriere. Cum să faceți acasă deserturi de acest gen, pentru că sunt super ușoare, rapide și foarte, foarte gustoase și sănătoase până la urmă, pentru că conțin numai ingrediente bune pentru corpul nostru. Iar următorul aliment care ne place foarte mult în ultima perioadă, din nou pentru că nu mâncăm zahăr, este un gem care este făcut 100% din fructe. De exemplu, acesta este cel de zmeură. Vi l-am arătat și anul trecut, oare? Cred că vi l-am arătat în noiembrie. Da, trebuie să mă uit din nou. Da. Țin minte că v-am povestit deja de el, acum am avut așa un deja vu. Oricum, este de la firma Saint Dalfour, France. Și noi îl cumpărăm din Tesco și au mai multe modele cu caise, cu căpșuni. Ăsta cu zmeură ne place foarte mult și conține doar o tonă de fructe, 51% zmeură, ceva suc de fructe neîndulcit, deci concentrat din struguri și curmale și ceva agent de gelificare. Deci, iarăși, puține ingrediente, destul de curate și este super gustos. Un alt lucrușor despre care vreau să vă povestesc este ceva ce înlocuiește tampoanele. Nu știu dacă ați auzit de ele, dacă ați auzit și le folosiți, super, dacă nu vă povestesc eu acum despre ele. Se numește Soft Cup sau Soft Cup cred că este prima firmă care le-a scos. Oricum o să pun aici o poză cu cum arată acest Soft Cup pentru că nu vreau să vi-l arăt neapărat pe al meu. Dar este un dispozitiv de silicon, pur și simplu așa sub formă de pâlnie rotunjită, care se inserează la fel ca un tampon și strânge acolo secrețiile din timpul menstruației. Nu vreau să sune scârbos sau mai știu eu ce, dar suntem femei. Dacă vă uitați și voi bărbații, puteți să dați skip la această parte, dar noi femeile cred că ar trebui să vorbim și despre aceste lucruri, să nu le facem tabu, pentru că putem să împărtășim experiențe și să ne ajutăm cu informații care chiar sunt de folos. Eu am trecut la acest dispozitiv de 2 luni deja. Prietena mea, Geta, am tot spunea de el că îi place super mult. Eu l-am luat pe cel de la firma Mooncup, am impresia, de pe Amazon, cu vreo 16 lire. Există și mai ieftine, există și mai scumpe. Vă recomand să faceți research-ul vostru, ce puteți găsi și în România la farmacii. Sunt sigură că se găsesc și în România, dar vreau să vă spun despre experiența mea, de ce îmi place atât de mult și de ce vi-l recomand. În primul rând, este un dispozitiv pe care îl cumpărați odată și îl schimbați la 2-3 ani de zile. Deci, investiția, să zicem, este odată pentru un timp îndelungat și atunci nu mai trebuie să vă cumpărați tampoane sau absorbante. Le puteți folosi pe tot parcursul menstruației, dar îl goliți chiar și la 12 ore, depinde și de fluxul vostru cât este de intens, dar îl promite că ține de 5 ori mai mult lichid decât un tampon obișnuit, așa că îl puteți purta mult mai mult timp decât un tampon. Ce mai îmi place iarăși că nu simți absolut deloc disconfort, nu prea nici să te pătezi dacă îl golești destul de des cât ai nevoie, pentru că un tampon, dacă trebuie schimbat la 2-3 ore, riști foarte ușor să uiți și să treacă pe lângă el pentru că este mult prea plin, dar acesta, strângând mai mult lichid, îl puteți ține pe o perioadă mai lungă și atunci de dimineața până seara puteți chiar să uitați că aveți probleme și să fiți în siguranță. Se inserează ușor, se scoate ușor și ce îmi place iarăși foarte mult este că nu conține niciun fel de chimicale din acestea dăunătoare corpului, cum foarte multe tampoane conțin tot felul de cloruri și tot felul de agenți de sterilizare. Este pur și simplu produs dintr-un silicon care este acceptat de corpul nostru și nu ne face absolut niciun rău. Deci eu văd numai avantaje la acest mic dispozitiv. Vă recomand să vă faceți cercetarea voastră profundă și să decideți pentru voi dacă vreți așa ceva sau nu, dar eu una vi-l recomand. Nu știu sigur dacă v-am mai povestit despre acest dispozitiv sau nu. Parcă țin minte că da, dar oricum vreau să vă readuc aminte că există așa ceva și că vă puteți achiziționa și vă face viața mult mai ușoară. Este un aburitor, un dispozitiv de întins hainele, de călcat hainele cu aburi. Pur și simplu se pune niște apă aici, are
gâtul acesta care se desface, se pune niște apă aici, are un rezistor care se încălzește foarte tare, apa fierbe înăuntru și prin aceste găurele iese aburul foarte încins și puteți călca foarte ușor hainele. Cred că v-am mai povestit de el, că este foarte folositor, mai ales în delegații. Eu l-am luat cu mine în toate delegațiile, în toate călătoriile și mai ales pentru că puse în bagaje hainele, cu siguranță se vor șifona măcar un pic și atunci mergi un pic cu acesta, se duce orice cută. Bine, nu cutele foarte adânci, adică vă recomand mai ales la hainele un pic mai tare, așa ca, nu știu, pantalonii sau cămășile. Dacă sunt niște pânze așa finuțe, merge direct cu acestea, dar dacă sunt niște materiale mai tari, ar trebui călcate cu un călcător adevărat înainte și cu acesta numai să întindem niște cute care s-au format în bagaj. Dar da, vreau să vă aduc aminte de el, pentru că chiar a fost un dispozitiv super, super preferat tot anul trecut și de fapt o mare descoperire a anului trecut. Și cu acestea am încheiat și acest videoclip cu favorite. Sper din suflet că v-au plăcut, că v-au inspirat, că v-am dat ceva idei, măcar să faceți un pic de cercetare, să vedeți dacă v-ar fi folositoare în viața voastră. Mi-ar plăcea foarte mult să-mi spuneți în comentarii ce descoperiri ați făcut voi în ultima perioadă. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și pentru susținere. Ne revedem data viitoare și până atunci vă doresc să aveți zile cât mai minunate. V-am pupat dulce! Mua! Ciao!